Da, cum era de așteptat, bucurie mare, bucurie maximă, zic eu, pentru echipa buzoiană de rugby. Sâmbătă, după ultimul meci de campionat cu Rugby Club Bârlad, rugbiștii buzoieni au primit medaliile și tricourile de campion. Ați văzut și dumneavoastră o primă serie de imagini pe care le vom prezenta pe parcursul acestei emisiuni de la spectacolul rugby-ului buzoian după meciul cu cei din Bârlad. Invitat ca de obicei în emisiunea noastră, președintele grupării buzoiene de rugby, domnul Vasile Niță. Vă salută, domnul Niță. Felicitări totodată pentru această performanță pe care ați obținut-o pentru sportul buzoian și pentru acest ultim meci încheiat ca de obicei cu o nouă victorie pentru echipa dumneavoastră. Bine v-am găsit și acum pot să vă spun că sunt foarte fericit. Ne-am atins țelul, ne-am dorit foarte mult să terminăm pe primul loc, să câștigăm toate meciurile așa cum am zis. Am uitat și de acea înfrângere cu Iașu, în care practic noi am pierdut acel meci pentru o simplă fază, pentru o intercepție. Dar noi am fost mai buni decât atunci. O înfrângere în 20 de meciuri, domnul Niță. Cred că n-ar fi cazul să fim supărați acum pe jucători pentru că au pierdut și ei un meci tot anul. Da, așa este. Suntem tare fericiți. O să vedeți în imaginile pe care le prezentați și vreau să vă spun că am câștigat această medalie cu foarte multă muncă. S-a muncit mult, băieții au meritat pe deplin această victorie. Ce scrie pe această medalie? Campioni, poftim, citește oraș ca să vezi că este adevărată. Deci Divizia Națională de Senior 2013, campion, da, Federația, la mine, medalia, Federația Română de Rugby. Se întâmplă uneori atunci când muncești și muncești bine cu spor și ai performanță să fii și premiat. Iată, felicitări din punctul ăsta de vedere pentru băieții echipei buzoiene de rugby. Cum vă spuneam, 20 de meciuri jucate în 2013, cel puțin până acum, și 19 victorii. Luați-o dumneavoastră, domnul Niță, pentru că dumneavoastră și băieții dumneavoastră merită această medalie. Iată, avem pe masă, inclusiv un tricou galben de campion pentru stejar. Am văzut imaginile bucuriei puțin mai devreme, domnul Niță. Era de așteptat pe undeva, da, această efuziune a jucătorilor dumneavoastră în momentul în care și-au făcut pe deplin datoria pe teren. Am văzut și momente în care patronul echipei buzoiene sau președintele fondator, directorul general, domnul Mauro Angelini, era efectiv purtat pe brațe de jucători. Da, este bucuria la sfârșitul unei munci de un an, este bucuria tuturor băieților. Ce pot să vă spun, și sunt tare mândru de ei, pentru că într-adevăr știu să se bucure în momente deosebite. Au muncit foarte mult și au dorit foarte mult să alături de mine și de Suciu, bineînțeles, care i-a ținut sub presiune maximă tot timpul, să ne bucurăm, pentru că avem într-adevăr am avut un parcurs extraordinar. Dar să știți că parcursul ăsta a fost deosebit, pentru că noi am ținut foarte, foarte mult să câștigăm meci de meci. Am abordat fiecare partidă ca și cum ar fi ultima. Am ținut presiune asupra pe jucători. I-am ținut în mână, cum se spune, atât Suciu cât și eu. Uneori am luat niște măsuri care ne durea, dar cum să spun, o durere care știam că dacă vor suferi, vor strânge rândurile și vor juca. Succesul a venit, să vedeți și în imagini, bucuria este, a fost maximă. Vreau să vă spun că
explozia de bucurie a fost după meciul cu Iașu, nici nu vă dați seama ce, n-am avut șampanie la noi, dar nici nu vă dați seama ce a fost la Iași. Au rămas și ieșenii încântați de... Am înțeles că ați făcut show și pe la Roman, așa, da, pe ne-am drum oprit de la pe la Iași, Roman, la Buzău. Ca să știe lumea că există rugby în țara asta, încă mai sunt rugbiști și am cântat și ne-am bucurat de victorie. Dar am ținut foarte mult să nu ne facem de râs. Să nu ne facem de râs și la Buzău. Am făcut un spectacol, cine a fost la meci, și păcat că n-avem multă lume. A văzut ce se întâmplă în rugby. Bucuria este mare și domnul primar a luat așa din viteză câțiva stropi de șampanie. Noroc că a plecat repede de acolo, făcea o baie de șampanie. Uitați cum băieții beau din cupa fericirii, din cupa bucuriei. Noroc că Mauro este mai subțirel, așa, și nu... Da, imagini frumoase, da, de la finalul mare. Partidei. Ne-am bucurat, știm să ne bucurăm și asta este un lucru bun, dar știm să și muncim. Și asta este un lucru adevărat. Bun, vom mai prezenta câteva imagini, zic eu, emoționante de la spectacolul care a urmat după meciul de rugby al buzoienilor. Am avut parte și de o cerere în căsătorie la finalul partidei de rugby. E vorba de pilierul Alexandru Bârlădeanu, da? Jucător Brăileanu, al echipei. Brăileanu. Alexandru Brăileanu, care da, a găsit meciul. Cel mai potrivit moment, da? Da, el să-și ceară prietena în căsătorie. Dacă colegii au imaginile pregătite, haide să vedem și acest moment emoționant. Mi-a cerut părerea că e bine după meciul cu Iașu sau după meciul de la Buzău. Și a spus că e cel mai bine după meciul de la Buzău, când să știe absolut totul despre ce e vorba. Da, haide să vedem imaginile. Cel mai frumos moment. Domnule, toți am fost așa, ce să mai... Mulțumim. Mi se pare corect chestia asta, că toți am trecut prin faza asta. Să vedem la 100 de ani dacă mai trece pe în faza asta. Da. Bravo, bravo! Asta o dat cu... Da, s-a văzut și din aceste imagini că e un ruibist adevărat, da? Alexandru ținea prietena în brațe cu o singură mână. Felicitări, a fost darnic și cu cameramanii, fotografii prezenți acolo. Nu știu dacă în aceste imagini au apărut așa mai toate imaginile. A fost amor mare acolo pe teren. S-au sărutat cei doi vreo 5 minute. Vă întreabă colegii, iată domnul Niță, dacă s-a întâmplat necazul ca stejarul să nu câștige campionatul, să nu promoveze, o mai cerea în căsătorie Alexandru pe prietena sa? Nu. Deși noi eram calificați, deci oricum, dar le-am spus să nu vă faceți de râs, să nu-i stricați ziua lui Alexandru Căjale. Dar a fost un moment deosebit, pentru că așa a considerat el că e bine și ei se cunosc de mult, sunt prieteni de mult și cred eu că a ales un moment, sincer să vă spun, chiar fata n-a știut nimic. Nimic. A fost un complot al celor de la Focșani împreună cu Suciu și cu mine. Da, am înțeles că a fost o regie acolo. A fost o regie, da. Domnișoara a fost chemată pe teren urmând să primească un premiu, da? Un premiu, da. Da, un fel de tombolă și când colo, iată cu ce s-a trezit. O altă tombolă. Da. Roxana, da. Vrei să fii soția mea? Frumos. Frumos. Da. Frumoasă cerere în căsătorie, făcută de un ruibist adevărat. E frumos. Chiar la banchet ne-am bucurat foarte mult alături de ei și le-am dorit casă de piatră. Am zis că vom veni în formulă completă la nuntă ca să... Dar trebuie să taie niște oi sau vreun vițel ceva ca să... O fi zis da, Roxana? A zis da? A zis sau... da. A zis da. Da, da, păi îmi spunea că la banchet, zice, domnule, zice, cred că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Nu mă așteptam. Știam că se va organiza o tombolă, știam că vor fi soțiile la toți ruibiștii acolo, dar nu știam că ceea ce pun la cale.
Bineînțeles că ea s-aștepta odată și odată după atâta prietenie să o ceară căsătorie, așa e normal și firesc. Da, de la aceste imagini frumoase trecem la alte momente emoționante de sâmbătă seară, nu atât de plăcute ca acestea. Din păcate, domnul Niță, în emisiunea precedentă de aici, de la Campus TV, a făcut în premieră această destăinuire că, din păcate, Costică Merșoiu a decis să-și pună ghetele în cui. Meciul de sâmbătă a fost ultimul pentru Costică Merșoiu, 36 de ani, un jucător extraordinar, numai prin faptul ăsta, zic eu că spune multe, a fost capitanul echipei naționale, capitanul Stelei București și capitanul celor de la Dinamo București, atunci când Steaua și Dinamo obișnuiau să câștige titlurile de campion. Și cu echipă și deci cu... a ieșit campion și cu Steaua și cu Dinamo, un jucător extraordinar. A jucat în Franța. Care a terminat, iată, cariera la Buzău. Evident, la finalul meciului a primit o plachetă din partea Federației Române de Rugby pentru întreaga activitate. Era cu lacrimi în ochi Costică Morș pe undeva de înțeles câtă vreme poate rugby-ul a fost viața lui. Haideți să vedem câteva imagini surprinse la stadion. Da, lacrimile unui campion, am înțeles că colegii de echipă strigau nu mai plânge Costică, încă o dată un jucător extraordinar, 36 de ani, a decis să-și pună din păcate ghetele în cui. Haideți să discutăm puțin, domnul Niță, vis-a-vis de acest aspect. Între noi am mai vorbit, da? Da, trebuie să spun, pentru că din punctul meu de vedere am vorbit și cu Costică Merșoiu, Campus TV a difuzat o știre săptămâna trecută. Din punctul meu de vedere, Merșoiu ar mai fi putut juca cel puțin un an fără probleme în Superliga Națională. Eu în continuare consider decizia sa, eu respect, evident, o înțeleg, dar o consider în continuare puțin pripită. No, este un moment foarte bine ales de el. Este un moment când, la vârsta lui, la 36 de ani, deși el ar mai fi putut, este bine să te lași atunci. De acord cu mine, da, că corect, ar mai fi putut să joace. Corect, sigur că da. Un an de zile Costică putea să mai joace. Dar este foarte bine că să te lași atunci când lumea, când lași o imagine plăcută, pentru că el a muncit foarte mult și n-a fost un jucător orice, fiște ce jucător. N-am înțeleg, are un blazon de apărat. Da, are un blazon de apărat și este foarte bine ca să te lași atunci când ești încă ești bun, pentru că atunci când n-ai să mai poți, lumea și eu cu câteva rămâne contra... cu o imagine, el ține foarte mult la imaginea lui. Eu totuși vin bărbata... cu câteva contraargumente, domnul Niță. Este cazul retragerii și o înțeleg retragerea unor jucători care, nu știu, nu mai puteau din punct de vedere fizic. Însă Costică Merșoiu e un tip foarte serios, cu o viață sportivă, sportivă deosebită. Da. Din punctul meu de vedere ar mai fi putut juca 2-3 ani fără probleme. Asta e părerea mea. Nu știu cât de bine mă pricep eu la acest sport. Însă Costică, ducând o viață riguroasă, severă din acest punct de vedere, înțeleg că are și un serviciu unde oricum se antrenează foarte mult din punct de vedere fizic. Și mai e o chestie. Avea experiență, domnule, băiatul ăsta la 36 de ani. Putea sau se poate juca din experiență foarte mult. Se spune că ăștia tineri, domnule, nu joacă bine pentru că n-au experiență. Uite, băiatul ăsta avea experiență. Din punctul meu de vedere, eu zic că, nu știu, dacă eram în locul dumneavoastră sau în locul celorlalți membri ai staff-ului tehnic, al jucătorilor, aș fi făcut demersuri să-l conving pe Costică să mai joace măcar un an la Buzău și până o mai vedeam. Dacă... Inițial, când am discutat cu el de a reveni la, echipă, el a spus că va juca anul ăsta și poate la anul. Am discutat cu el, el la un moment dat mi-a spus clar, nu să, domnul Niță, este bine să mă retrag acum.
am motivele mele, sunt, mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătos, că am ajuns până aici, trebuie să-mi apăr ceea ce am câștigat, adică imaginea, pentru că un rugbist foarte, este foarte orgolios și așa trebuie să fie orice rugbist. Vin și eu și spun, domnule. A ajuns la un nivel înalt, a jucat la un nivel înalt, a jucat în Franța, a jucat la, la Steaua, la Dinamo, a fost capitanul echipei naționale ani de zile, capitan la Steaua, capitan la Dinamo. Ei, gândiți-vă că el trebuia să-și aleagă el momentul. Da, iar el a considerat că momentul ăsta de promovare a fost cea mai frumoasă imagine. Dacă Costică Merșoi ar făcut anul viitor, în 2014, un sezon de excepție ca rugbist, poate ști cineva lucrul ăsta și vă dau câteva contraargumente. Nu, el spune că nu. Că nu mă pricep atât de bine la rugby. Vă dau două contraexemple din fotbal. Hagi s-a retras, l-a convins Adrian Păunescu să revină și a mai jucat 3 ani extraordinari. Hagi pentru Galatasaray și pentru echipa națională. Am un exemplu de aici după plan local. Ion Viorel, la Gloria Buzău, s-a retras, a fost convins să mai joace și la 37 de ani sau 38 sau chiar 39 de ani jucător a promovat cu Gloria în prima ligă. Da? Și da, putea să mai joace și îi părea rău că la un moment dat a luat decizia asta să devină antrenor și să nu continuă cariera de sportiv. Nu știu, din punctul meu de vedere, poate vă rog și ca prieten, dar ce suntem, poate faceți dumneavoastră și altcineva demersul, poate îl convingem pe băiatul ăsta să mai joace un an. Lăsăm timpul să vorbească. Părerea mea este că la momentul de față asta a considerat el, îl lăsăm să se liniștească și cine știe, el oricum va rămâne în staful echipei, va rămâne antrenor pe înaintare, îl va ajuta pe Suciu, el se înțelege bine cu Suciu pentru că Suciu a fost antrenor. Îl țineți aproape și într-un meci când vor fi probleme, Suciu îl băgați în teren. Îi facem vizita medicală, îi facem asigurare că oricum o să fie cu noi, o să antreneze cu ei. Pentru că ne trebuie un antrenor pe grămadă și unul pe trei sferturi și pe ansamblu, pentru că vedeți, neastră, dacă nu o să ne permitem trei antrenori, sigur o să ne permitem doi antrenori, pentru că nu se poate altfel. E vorba de o echipă de Superligă. Da, o să vorbim în partea a doua a emisiunii despre ce va urma pentru echipa buzoiană de rugby din 2014, când va trebui să evoluăm în Superligă. Haideți să mai vedem încă alte imagini de la festivitatea de premiere de sâmbătă, chiar cu acest moment în care jucătorii echipei buzoiene au primit din partea primarului Constantin Boșcodeală, frumos din partea lui că a venit acolo la spectacolul rugbiștilor, la sărbătoarea rugbiștilor, momentul în care stejarii au primit medaliile de campioni. Medalile de campion sunt primate de către primarul Constantin Boșcodeală, avându-l alături pe Mauro Angelini. Da, am văzut și momentul în care primarul Constantin Boșcodeală le-a înmânat medalia de campioni. Cu tricourile de campion apucase domnul președinte Vasile Niță să vină puțin mai devreme. Pentru mulți dintre jucătorii echipei dumneavoastră, domnul Niță, bănuiesc că aceste medalii au fost primele obținute în cariera lor de rugbiști. Da, mai câștigat medalia de campion la divizia A și cupa. Tricouri. Am mai câștigat anul trecut la rugby în 7 medalii de vicecampioni naționali, deci stejarul Buzău a început să adune medalii, cupe, tricouri de campioni. Asta este un lucru foarte bun. Dar să știți că există multă seriozitate și s-a muncit foarte mult la această echipă. Eu îi fericit pe toți și le mulțumesc tuturor.
jucătorilor care sunt la echipă și care au fost la echipă, pentru că au trecut mulți jucători pe la Buzău. Le mulțumesc tuturor. Ar trebui acum, la moment de bilanț, ca să spunem așa, să mulțumim lui Alexandru Mușetoiu, să mulțumim lui Cioarec, care au fost antrenori la noi. Cei care au pus poate și bazele, sigur, da? Că da. Nu echipe de rugby la Buzău. Sigur că da. Frumos din partea dumneavoastră. Să mulțumim în primul rând familiei de la Constant Mănescu, familie Mănescu, lui Florin Mănescu, care a fost alături de noi de la început, am înființat, deci, cu Mauro președinte această. Cofondator, sigur, da, că da, președinte fondator, niște oameni deosebiți, tatăl dumnealor, care domnul Ion Mănescu, un om deosebit care a sprijinit foarte mult Voliu, știți foarte bine, dar a fost alături de această echipă de rugby care a crescut de la an la an, de la etapă la etapă, și vedeți dumneavoastră că am ajuns acolo unde trebuie. Trebuie să mai mulțumim și altor oameni care au venit lângă noi. E bine să nu uităm pe nimeni, pentru că, vedeți dumneavoastră, pe parcurs multă lume a fost alături de noi. Unii din motive realiste, normale, firești, s-au retras, dar multă lume a fost lângă noi. Bun, și să încheiem cu imaginele de la festivitatea de premiere, da, cu un strigăt de luptă al stejarilor buzoieni. Iată, au un mesaj așa mobilizator stejarii, l-am denumit așa, un fel de haka, cum au neozeelandezii. Haideți să vedem și acest mesaj de îmbărbătare al rugbiștilor buzoieni. Da, frumos din partea rugbiștilor echipei buzoiene. Și mai mă gândeam la un lucru, domnul Niță, în timp ce se desfășura meciul, ați promovat în Superliga. Din momentul ăsta, din mai multe puncte de vedere, clubul dumneavoastră trebuie să facă un salt așa, de la statutul de amator la cel de club profesionist, da? Jucând în prima ligă. Cei de la Gloria au un imn, trebuie, nu știu, ca în iarna asta, da, să lucrați și dumneavoastră la echipa de rugby, să aveți un imn și câte și mai câte ori trebuie în Superliga pentru a continua și a avea și acolo o prestație cât mai bună. Da, în primul rând trebuie să aducem jucători, în al doilea rând trebuie să căutăm un medic care să corespundă la ceea ce trebuie. În al treilea rând, ne trebuie niște spații. S-a spus, dar dumneavoastră n-ați avut medic? În... Ba da, am avut medic, dar nu angajat. Trebuie un medic angajat. Luat împrumut. Bine, venit la meci, dar nu se poate. Deci vă trebuie un medic care să ocupe exclusiv de echipa, da, de lui. Da, bineînțeles, sigur că da. Dar nu poți să mergi fără medic. N-ai voie în Superliga, n-ai voie să n-ai un kinetoterapeut, nu ai voie să nu ai spații unde trebuie pentru antidoping, pentru că acolo se face controlul meci de meci aproape. Da, o grămadă de investiții trebuie să faceți multe, asta. Multe, de asta spun că pentru a merge acolo unde am luptat, unde am ajuns cu greu, ne trebuie niște standarde, trebuie să respectăm un caiet de sarcini care o să-l luăm de la federație și pas cu pas trebuie să le rezolvăm, altfel nu poți să stai acolo. Da, că tot ați pomenit de federație, după o scurtă pauză de publicitate o să încercăm o legătură telefonică cu domnul Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, să vedem cum vede dânsul promovarea stejarilor și sfaturile pe care ne le dă la început de drum, urmând ca în partea a doua a emisiunii să vedem și ultimele eseuri reușite de stejari în acest campionat, în speță meciul de sâmbătă cu cei de la Bârlad. Am mai avut parte de 6 eseuri ale stejarilor. Revenim după doar 3 minute de publicitate.